Începem astăzi o bătălie, după cum spuneam, extrem de grea și foarte importantă. Nu este însă ultima. Ultima o vom începe peste un an sau poate peste mai puțin timp, nu știu. Dar aceea va încheia un ciclu extrem de important pentru țară. Pentru că țara are nevoie de un președinte adevărat. Pentru că țara are nevoie de alt președinte și nu orice fel de președinte. Domnul Crin Antonescu! Suntem într-adevăr aici în această formulă completă pentru că noi, cei din Uniunea Social Liberală, am înțeles că azi începe campania electorală și am înțeles că în campania electorală trebuie să ne întâlnim cu oameni. Alții îl trimit pe un domn ungureanu, altul, unul cu mai multe riduri, să războiască în continuare cu noi. Noi ne-am dus să ne întâlnim cu oamenii, am făcut-o la Argeș și am făcut-o la Teleorman și o facem acum, seara, în lumina reflectoarelor, în întâlnirea vedetă, ca să spun ca în sport, la dumneavoastră la Gorj. Bună seara! Ca să-i pun eu lui Victor Ponta o vorbă bună, să-l votați dumneavoastră, o fac. Nu e nicio problemă. Dar mă tem că după ce domnul Cârciumaru a făcut-o la început, e un pic superflu. Ca să vă spun eu dumneavoastră despre cariera politică a lui Victor Ponta, iarăși cred că nu este nevoie pentru că eu o cunosc dumneavoastră, ați trăit-o în bună parte. Aș vrea însă să spun câteva lucruri foarte simple. Așa ca între oameni normali, indiferent de culoarea noastră politică, despre relația dintre noi. Domnul Dragnea, nu știu de ce, a venit și a spus aici că se aude, că sunt neînțelegeri, că sunt fisuri, că sunt rupturi. Eu vreau să vă spun și dumneavoastră, sper că nu-i nevoie atât dumneavoastră, dar vreau să le spun tuturor celor care vreau să le spunem tuturor celor care sunt îngrijorați de acest lucru. Și sunt îngrijorați pe bună dreptate cu următorul lucru. Oamenii sunt îngrijorați pe bună dreptate și adversarii noștri politici. Ia uitați-vă ce frumos vorbesc despre ei. Joacă într-adevăr ultima carte, încercând să răspândească acest zvon plauzibil. Doamne, sigur, ăștia vor să câștige alegerile. Dar se vor certa, nu durează mult. De ce spun că e plauzibil? Și de ce spun că mulți oameni pot fi îngrijorați? Că din păcate lucrul acesta s-a mai întâmplat. Istoria coalițiilor politice din România, indiferent că ele s-au numit Convenția Democratică, Alianța DA, sau aceea mare PSD cu PD, nu mai știu cum se numea, au sfârșit prost. Și foarte repede au început de altfel prost. Cu conflicte care până la urmă au dus la ce au dus. Ceea ce trebuie să știe toată lumea și prietenii noștri și ceea ce vreau să le comunic și adversarilor noștri ca să se liniștească este următorul lucru. De data asta nu se va întâmpla așa ceva. Acum 2 ani aproape, cam pe când au început aceste discuții pe care Liviu Dragnea oarecum indiscret l-a evocat aici, turnându-ne pe toți și participanții care am fost, cum am fost, ăsta de care nu știa Băsescu. Mai avem niște întâlniri de care nu știe domnul Dragnea. Între mine și Victor Ponta. Atunci, domnul Dragnea, atunci. Victor m-a întrebat atunci și foarte serios, deși sigur, într-o formă de glumă. Păi, dacă încercând noi să facem acest USL, părea o grozăvie la vremea aia. Dacă pe mine mă dau afară ai mei de la partid și pe tine te dau afară de la partid ai tăi, unde ne ducem noi doi?
dincolo de gluma asta, nu a fost ușor să pornim, să facem. Pornit-o noi, am făcut-o toți, cea mai mare construcție politică din istoria României. Poate. Cum va fi guvernarea noastră? Sunt convins că va fi excelentă. Dar rămâne să vedem. Dar știm sigur astăzi, și asta e o garanție, că noi acești lideri, dumneavoastră, mii de oameni în această țară, vorbesc numai de oamenii care activează în politică, am reușit să construim cea mai mare alianță politică din istoria României. Ea se numește Uniunea Social-Liberală. Și am reușit să o construim, între altele, nu doar pentru că oamenii doreau o alternativă împotriva unei puteri pe care nu o mai descriu, împotriva unui regim pe care nu-l mai numesc și nu-l mai descriu. Așa e, toată lumea îl cunoaște. Și pentru că am avut încredere ca oameni politici și ca oameni, unii în alții. Pe scurt, ceea ce trebuie să afle susținătorii noștri, trebuie să afle și adversarii noștri ca să nu se mai răstănească, este că acum nu se va mai întâmpla ceea ce s-a întâmplat altădată. Pur și simplu, pentru bunul motiv, că dincolo de a fi aliați politici, eu și Victor Ponta suntem prieteni. Pur și simplu și suficient. Au încercat cu fel și chip să creeze breșe. Au încercat să dezvolte suspiciuni. La mine împotriva lui Victor. La Victor împotriva mea. Au încercat să spună oamenilor că între noi ar fi tensiuni. În aproape fiecare moment de la nașterea Uniunii Social-Liberale. Am trecut prin toate aceste momente știind să fim, așa cum cred că ați văzut, întotdeauna, întocmai și la timp, cum se zice în armată, unul în sprijinul celuilalt, din acest motiv. Suntem doi oameni, pur și simplu, nu doar doi lideri politici, care avem încredere unul în altul și suntem prieteni. Și acest lucru nu-l schimbă nici Băsescu, nici propaganda lui, că vom trăi. Avem împreună o treabă de făcut pentru România. Avem de făcut, așa cum o spunem, cum ne angajăm în această campanie, o Românie puternică. O vom face noi, împreună cu toți românii, pentru toți românii. Acesta este angajamentul pe care la Pitești, la Alexandria, la Târgu Jiu sau la București îl luăm împreună. Aceasta este răspunderea pe care ne angajăm împreună și în fața unui asemenea angajament, în fața unei țări întregi, nu mai încercăm să ne păcălim unul pe altul sau unii pe alții. Pentru că, de fapt, problema se pune să nu-i mai păcălim și noi pe români. Eu sunt prieten cu Victor Ponta nu pentru că sunt aliat cu el. Vă închipuiți că nu sunt prieten cu el pentru că e PSD-ist. Nici el cu mine pentru că este liberal. Sunt prieten cu el pentru că am văzut de pe când nu era președinte al PSD-ului, de pe când nu eram președinte al Partidului Național Liberal, nu se punea în mintea nimănui problema că ne-am putea uni vreodată în ceea ce ne-am unit noi, dar am văzut pur și simplu că e un om inteligent, că e un PSD-ist care are simțul umorului și că e un om care vrea să facă politică așa cum se face în Europa și în lumea civilizată. Și de atunci sunt prieten cu el și voi fi prieten cu el. Vă invidiez pe dumneavoastră cei din Târgu Jiu și pe cei din Gorj, nu doar pentru că veți avea, aveți și veți avea în continuare primul ministru. Asta nu-i puțin lucru și ar fi suficient ca să vă invidiez și vă invidiez. Vă invidiez pentru că dumneavoastră veți avea în următorii 4 ani
cel mai puternic prim-ministru pe care l-a avut România după comunism. Declarația mai puternic prim-ministru pentru că niciun prim-ministru al României din 1990 încoace nu a avut în spatele lui majoritatea parlamentară și populară pe care o va avea Victor Ponta. Va fi cel mai puternic prim-ministru al României de după 1990 pentru că niciun prim-ministru al României nu a fost supus unor atacuri atât de nedrepte, atât de violente, așa cum a fost supus din primăvară până acum Victor Ponta și, cum se spune, dacă nu l-au omorât politic, l-au întărit. Nimeni n-a trecut prin asemenea încercări și de aceea el va fi cel mai puternic prim-ministru al României. Pun problema că am putea să discutăm cu cineva dacă Victor Ponta e sau nu prim-ministru. Nu Traian Băsescu și nici măcar noi nu decidem asta. E un singur decident, acela este alegătorul român. Dacă dumneavoastră și toți românii votați în așa fel încât Uniunea Social-Liberală obține peste jumătate din mandatele parlamentare, atunci, fără nicio discuție, Victor Ponta va fi prim-ministru și va fi. Și atunci, cu un prim-ministru puternic, cu o alianță politică puternică, cu o majoritate puternică, o majoritate categorică a românilor în spatele nostru, vom putea face România puternică. Și vom face România puternică în interiorul Uniunii Europene, în raporturile cu parteneriei, în raporturile cu aliației și mai ales vom face România puternică prin puterea fiecăruia dintre cetățenii ei. Vă invitez pentru că un prim-ministru de la Gorj va intra de la început în istoria acestei României puternice și având în vedere, am auzit astăzi scrisoarea domnului primar, în fine recunoscute meritele unui mare prim-ministru liberal, Gheorghe Tătărescu, chestiune pe care PSD-ul nu prea făcea prin 90-92. Nu am niciun fel de reținere sau de nemulțumire să spun că, da, iată, acum, acest prim-ministru, cu noi toți din Alianța Spate, va fi un social-democrat. Înainte de toate, însă, va fi prim-ministrul României, va fi prim-ministrul nostru și nu va uita nici domnia sa, nici eu și sunt convins că nici dumneavoastră că este și un prim-ministru al Gorjului și pentru Gorj. Vă mulțumesc foarte mult! Vă doresc victorie! Vă doresc sănătate! Și vă doresc multă mandate de prim-ministru pentru Victor Ponta! Le mulțumim oficialilor pentru participarea la manifestarea noastră și să le dorim tuturor mult, mult succes, să gândim și să rostim împreună 2012, anul victoriei!